În primul rând vreau să vă urez un an nou cât mai fericit, cât mai productiv și cât mai profitabil. Și în al doilea rând să reîncepem, zic, cu seria de vloguri. Deci am ajuns în situația în care trebuie să ne ocupăm de foarte multe lucruri la început de an. Partea de fitness este cea mai mare cerere, este în primele 3 luni ale anului. De fapt, cererea este relativ constantă până în ultima lună a anului și în prima lună a anului. Adică acolo sunt cele două extreme. În decembrie este cea mai mică cerere, în ianuarie este cea mai mare cerere, în rest este destul de echilibrată situația. Și acum ne ocupăm de partea de fitness foarte mult, pentru că am optimizat mai mult reclamele, am refăcut partea asta de advertising. Site-ul este refăcut, după cum am zis, paginile, mai aveam programul de masă, trebuia să refacem pagina de prezentare. Am rezolvat, am început să lucrăm acolo la un cookbook video pentru rețete, practic este o carte cu rețete, dar video, complet cu și cu valori nutriționale și tot. Și cam asta este pe partea de fitness. Pe partea de cabinet n-am mai făcut mare lucru în sărbători, doar am mai continuat cu actele, deci a trebuit să ne facem un contract cu cei care de la salubrizare pentru a primi autorizația. Am făcut contractul, acum mergem să depunem contractul acela de la salubrizare și în weekend vom merge să mai căutăm niște mobilă, pentru că avem nevoie niște scaune, un birou, chestii genul ăsta. Am căutat pe net, aproape nimeni nu are stoc efectiv, adică din astea sunt, da, prin martie vi-l dăm. Asta nu mi-a plăcut niciodată la firmele de mobilă, mai ales cei care au un model gata făcut pe site. Adică, bun, înțeleg că faci și mobilă la comandă, dar absolut nimeni, cel puțin din ce am găsit eu, nu mai lucrează cu stoc, ceea ce, dacă te grăbești într-un fel sau altul, este aiurea. Dar înțeleg, pentru că ca să ai stoc din foarte multe modele înseamnă foarte mult spațiu și așa mai departe. Adică, deci, înțeleg. Așteptăm sugestii pentru... Da, dacă... Știți vreun site cu mobilă pentru afaceri, pentru că și asta este o chestie. Mobilă pentru birou, de exemplu, de acasă găsești. Pentru birou, să zicem, directorial, managerial sau, mă rog, ceva birou mai mare pentru cabinet cum ne dorim noi, nu am găsit și toate sunt pe comandă. Așa că mergem să ne mai uităm pur și simplu în weekend, mai aveam câteva lucruri de văzut propriu zis, showroom-uri și dacă... nu au, atunci va trebui să dăm comandă. Pe partea de business, am lucrat de la începutul anului la portofoliul pentru 2022 și vreau să mă pregătesc să fac un video special pentru grupul de Discord în care să explicăm exact construcția unui portofoliu, de ce l-am făcut așa, de ce am ales firmele. Am ales firmele în așa fel încât riscul să fie echilibrat, adică avem și câteva firme cu risc mai mare, dar reward-uri foarte mare, avem și firme safe cu risc foarte mic, dar cu procentaj cu reward mai mic. Practic am echilibrat riscul din partea asta, am ales 15 firme, 5 dintre ele le vom oferi în mod gratuit pe blog, pentru că vrem să îmbunătățim și blogul, nu prea am postat pe blog o lungă perioadă de timp, acum vrem să reluăm și pe blog vom avea articole din finanțe, impozite, vom avea articole de antreprenoriat și finanțe personale, gen cum să-ți manageriezi bugetul personal și chestii genul ăsta. Vom avea articole despre cripto, analize și noutăți, vom avea lucruri despre stocks, analize și noutăți și vrem să postăm zilnic mai multe articole. Deci cumva, dacă sunteți interesați de astfel de conținut, îl veți găsi la noi, veți avea un link în descriere. În următoarea perioadă vom începe să postăm constant. Și cam acesta este update-ul. Așa, pe partea de conținut principal de astăzi vreau să vorbim despre cum să-ți faci un plan ca să mergi înainte. Pentru că dacă tot este început de an, poate mulți dintre voi urmăresc să-și deschidă o afacere, să-și mărească afacerea, să, în fine, să-și facă un plan pentru o afacere. Despre asta vom vorbi astăzi, despre ce este important pentru a da înainte. Pentru că, practic, pentru foarte mulți pornirea este grea și începutul. Pentru că după asta începi ușor-ușor să-ți dai seama de anumite chestii și reușești să dai înainte o perioadă, după care te lovești de un alt zid în momentul în care trebuie să scalezi și acolo iarăși ai nevoie de ajutor. Dar, în principal, începutul este cel mai greu. Prima și prima dată. Și despre asta vom vorbi astăzi, cum să începi propriu-zis să lucrezi la afacerea ta, să te gândești la ea și să planifici pentru ea. Și cam asta este. Să ne vedem de zi și să vedem ce a mai apărut. Și între timp
am făcut recepția, veți vedea în timp ce vorbesc eu, veți vedea ceva video, am făcut recepția cu chiar un fost client de-al meu. În momentul în care am pus celălalt vlog, mi-a scris: Angel, cred că ai nevoie de serviciile noastre, pentru că noi prelucrăm marmură și nu știu ce. Și am zis, desigur, ok. Băieții sunt din Brașov, voi lăsa și eu niște date de contact de la ei în descriere, pentru că au făcut chiar o treabă foarte bună. Și au venit, au măsurat, au făcut, au tăiat tot ce era aparent. Eu cumpărasem recepția care trebuia, în mod normal, să fie de-a gata, adică nu mai trebuia modificată propriu-zis, dar bineînțeles că nu a fost așa, adică mai trebuie tăiată, mai trebuie, nu știu ce, ajustat pe acolo, și s-au ocupat ei de asta. Foarte repede, la modul, au măsurat o zi, a doua zi au dat comandă de materiale, pentru că am avut nevoie de o structură de lemn pentru a susține recepția, marmura aceea. Și a treia zi au venit, au montat, într-o zi au terminat. Adică foarte, foarte repede s-a mișcat totul. Simplu, profi, niciun fel de problemă. Chiar am avut o experiență bună și chiar am și întrebat dacă pentru partea de birou aș reuși să fac ceva de piatră, tot așa, piatră, marmură, poate să fie un birou. Doar că prețul este foarte, foarte mare. Adică, nu știu, mi se pare să ajungi să dai 3.000 de euro, 4.000 de euro pe un birou. Este exagerat. Problema este cu el că este greu să-l muți, adică ar fi meritat dacă cumva, bun, am făcut biroul ăla, am dat 5.000 de euro, dar îl muți, îl țin și îl folosesc 10 ani într-un cabinet sau în ceva. Dar bănuiala mea este că noi acolo la spațiu respectiv avem o mică problemă. Și acea problemă este că proprietarul de acolo ne-a spus că este o zonă, fiind lângă Herăstrău, este foarte înghesuit acolo, este problemă cu locurile de parcare. Dacă afacerea ta are foarte mulți clienți, atunci te dăm afară. Deci exact așa mi-a spus în momentul în care am închiriat spațiu. Fiind cabinet, noi am zis, vom merge cu programări, nu se vor suprapune foarte mulți oameni. Dar dacă cererea va fi mare și se va ajunge în situația asta, va trebui să ne mutăm, pentru că încurcăm acolo zenul, practic. Noi unde suntem, sunt 3 sau 4 clădiri de la același proprietar și locurile de parcare sunt puține și au probleme, adică nu vor să supere comunitatea. Încă tu să vii, să ai, să zicem, nu știu, 5 clienți deodată, să-și lase mașinile aiurea pe acolo și chestii genul ăsta și să le deranjezi practic toate clădirile pe acolo. Și eu am spus clar, noi nu semnăm, adică tu poți să pleci când vrei, noi putem să te dăm afară când vrem. Ceea ce este cu două tăișuri, adică este bine dacă vrei să pleci, dar este rău pentru că te pot da afară, să zicem, doar cu două luni notificare și după aia gata, eliberat spațiu. Deci dacă în cazul în care business-ul va merge foarte bine, va trebui să ne mutăm. Și de asta nu vreau să investesc foarte, foarte mulți bani într-un birou pe care nu știu dacă îl voi putea muta, nu știu dacă se va potrivi în următorul spațiu. Ideal asta ar fi, ideal ar fi să meargă foarte bine, bine spre foarte bine, cabinetul, încât să trebuiască să ne mutăm. Adică asta ar fi o problemă bună de avut. Și ca la orice renovare, niciodată bugetul pe care ți l-ai propus nu este ăla. Da, absolut. Asta dacă vreți să faceți un lucru calitativ și vreți să renovați un spațiu, vreți să deschideți un business, dacă îți faci un plan și nu mai ai experiență, adică noi am renovat deja, cred că suntem la 3-a, 4-a, 5-a chestie, nu mai știu, dar am renovat și o clădire întreagă când a fost cu sala, practic au fost două etaje plus recepție de renovat, și cam pot să aproximez destul de bine costul unei renovări, dar dacă ești la început, cel mai probabil puneți încă 50% față de cât te-ai gândit, pune la buget, pentru că cel mai probabil așa va fi. Mărunțișurile astea nici nu-ți dai seama. Un scaun aici, casă de marcat acolo, chestia mică, un bec, o chestie, se adună. Plus, nu mai zic de dacă ai chestii importante de făcut, vreo chestie de structură, la modul trebuie să mai pui un WC, o instalație, o chestie, astea deja sunt scumpe. Dar pur și simplu renovări din astea care la prima vedere par simple, te pot ajunge destul de mult. Deci trebuie să aveți lucrul ăsta în vedere. Și ce am învățat de la celelalte spații, pentru că noi ne-am mutat destul de mult cu spații, adică am început prin a avea un studio într-un fel de garaj la parterul unei case. Aveam un prieten care avea o casă destul de mare. Am și uitat. Da. Aveam un prieten care avea o casă destul de mare, iar sub casă avea un garaj. Practic era un garaj de 100 de metri pătrați. Era un spațiu gol, adică nu ținea mașini, nu ținea absolut nimic. Era un spațiu de 100 de metri pătrați, ca o mică hală, așa.
Și acela a fost primul spațiu pe care l-am închiriat, l-am renovat acolo, am pus eu tapet, chestii, nu știu ce, am stat 2 luni, am plecat. Și de atunci am zis că trebuie cumva să găsesc o variantă de a investi încât să pot lua cu mine acea investiție sau ce rămâne în urmă să fie destul de mic încât să se amortizeze. Pentru că la fel am făcut cu sala, de exemplu, în renovarea clădirii sălii, am băgat în jur de 30.000 de euro pentru a renova clădirea. Bani pe care eu nu pot să iau cu mine, adică echipamentul din sală, dacă vreau să plec, să vând, să fac nu știu ce, acela pot să-l vând. Deci scoate banii. Dar varul pe care l-am dat, tavanul pe care l-am pus, becurile pe care le-am pus, dușurile pe care le-am renovat și chestiile de genul acesta, acestea nu scot bani. Și tocmai de asta cumva de acum am gândit-o modular și aici, în spațiul acesta, aproape toți banii pe care i-am băgat îi pot lua cu mine în cazul în care plec. Și asta a fost o lecție foarte importantă pentru a nu pierde bani dintr-o mutare în alta. Ideea este că atunci, în momentul în care te muți într-un spațiu, de fiecare dată te muți cu gândul, voi sta aici mult și bine. Și ești cu ideea, băi, sigur nu mă mut, 3 ani, 5 ani, deci cu fiecare persoană cu care am vorbit, eu eram aproape convins că am să stau acolo 2-3 ani. Și în fiecare spațiu nu am stat mai mult de 6 luni. Pentru că am fost nevoit să ne mutăm din diverse motive. Ne-am extins, am făcut altceva, am avut nevoie de mai mult spațiu, am avut nevoie de o zonă mai bună, chestii genul ăsta, am avut nevoie de o zonă pentru studio mai bun și așa mai departe. Și tot timpul a apărut ceva care ne-a făcut să ne mutăm. Și într-un fel este bine, pentru că înseamnă că există o evoluție, dar în același timp pierzi bani pe drum dacă nu ești pregătit pentru asta. Deci dacă urmăriți să aveți o astfel de afacere, luați în calcul acest lucru. Cu acestea fiind spuse, răsare soarele. Ia uitați-vă în stânga. Cum e asta? Să începi un video luni, cred, și să-l termin joi. Inițial a pornit videoul ca un vlog de în ziua respectivă, apoi am ajuns la birou. Când am ajuns la birou, m-am lovit de ianuarie, așa. Bam! Și pentru noi luna ianuarie este foarte, foarte plină. Era foarte plină înainte, când manageriam un singur business și anume doar cel pe fitness. Pentru că fitnessul în general este o lună de interes foarte puternic. De fapt, ianuarie este o lună de interes pentru fitness. Acum, când au venit toate, efectiv nu am avut timp de absolut nimic, încât abia astăzi am început un pic să respir. Astăzi, în momentul de față, este 12 ianuarie, am început să lucrăm de pe 3 ianuarie, iar începând cu ziua de 3, am venit aproape în fiecare zi de la 6:30-7 dimineața la birou și acum este ora, ia să vedem, 6:25, încă nu am plecat, deci în jur de 12 ore la birou. Dar nu despre asta este videoul. Videoul este despre cum să începi și ce să faci, cum să-ți așezi planurile și ce am învățat, cred că a fost un citat pe care l-am auzit pe net, probabil de la Elon Musk sau ceva, trebuie să faci ce este cel mai important pentru firma ta și nu ce îți dorești tu să faci. Asta ca și ordinea priorităților, pentru că noi ca antreprenori avem tot timpul o listă de preferințe, știi, nu vrei să faci acte, nu vrei să faci aia, parcă nu ai vrea să te duci să discuți cu clienții aia, nu prea ai chef de ei, mai degrabă faci altceva. Și tot timpul sunt niște lucruri pe care știi că ar trebui să le faci, dar nu le faci și preferi să faci altceva și pe acelea să le dai cumva mai departe. Așa am fost eu întotdeauna cu actele. Preferam tot timpul, las actele pe mai târziu, am lucruri importante de făcut, nu am actele de făcut și acum încerc să lucrez la chestia asta cumva și am încercat de ceva vreme să încep luna prin a mă ocupa de acte pentru a rezolva această problemă și apoi să-mi văd în continuare. Și cred că dacă ești antreprenor, ăsta este un lucru pe care ar trebui să-l faci, ar trebui să analizezi sincer, să vezi, băi, cam de ce are nevoie business-ul meu, de ce are nevoie afacerea mea să crească. Are nevoie de ce am eu nevoie sau de ce am eu chef să fac sau pur și simplu are nevoie de alte lucruri și ar trebui să le fac. Și asta este foarte important să spun întrebarea asta. Dar dacă nu ai o afacere, cum faci să începi? Pur și simplu trebuie să-ți faci un plan, pentru că totul pleacă de la un plan. Dacă pur și simplu stai și te gândești, bă, ce frumos ar fi să am un business, ce frumos ar fi să fac chestia asta, nu se va întâmpla. Adică adevărul este că, cum vedeți videourile cele motivaționale, totul este să-ți dorești. Primul pas este să-ți dorești. Da, o fi, primul pas este să-ți dorești, dar dintr-o mie de pași. Abia asta este problema. Și cel mai important pas este să-ți faci un plan. Și este o chestie foarte, cum să zic eu, neglijată de oameni. Oamenii merg pe ideea, mergem și vedem ce se întâmplă sau lasă că am să mă mai apuc eu vreodată sau lasă că am să încep. Nu. Ce poți face de astăzi? Când vrei să deschizi business-ul? Anul ăsta?
anul viitor, peste 5 ani, bun, peste un an să zicem. Bun, până atunci, ce poți face tu? Poți să te pregătești, poți să scrii planul de afaceri, poți să-ți cauți informații despre piață, poți să faci foarte multe chestii, pur și simplu trebuie să le cauți. Adică poți să vezi de ce are business-ul tău nevoie, are de marketing nevoie. Bun, învață marketing până atunci, până ai să reușești să deschizi acel business din diverse motive. Poate pur și simplu la anul ai să ai bani, la anul ai să nu știu ce să se întâmple, nu contează. Până atunci, ce poți face până atunci, de astăzi, ce poți face de astăzi, de săptămâna asta? Și cel mai probabil poți învăța chestii, pentru că astea tot timpul te ajută. Adică, oricum, în business este bine să înveți în continuu marketing și orice trebuie să înveți în continuu. Dar în principiu sunt și lucruri cu care pleci și pe acelea poți să le înveți dinainte. Poți să vezi videouri precum acesta, să-ți faci niște idei. Important este să-ți dai seama ce nu știi. În momentul în care pornești și mulți au impresia că dacă ai citit două cărți de vânzări la început și o carte din astea gen de al lui Robert Kiyosaki sau de al lui, nu știu, top 10 scriitori din aceștia care au scris aceleași 20 de cărți pe care le recomandă toată lumea, gata, ești ready să pornești în business. Adevărul este că nu este așa, nici pe departe. Adică cărțile care într-adevăr vă vor ajuta, sincer să vă spun, sunt cărțile tehnice, cărțile care sunt greu de citit. Adică cărțile despre analize de piață, cărțile care intră în amănunte și acelea sunt cărți grele. Cărțile astea de trebuie să ai mentalitate de milionar și așa mai departe, da, sunt foarte ok. Dacă ești la liceu, am citit foarte multe cărți de genul acela. Dar după asta vrei ceva concret, adică în punctul în care, de exemplu, sunt eu acum, dacă citesc o carte, vreau ceva concret de la cartea aia, nu vreau motivație. Sunt suficient de motivat, am început acum 10 ani aproape. Nu mai trebuie motivație ca să încep, pur și simplu îmi trebuie informație ca să evoluez, îmi trebuie lucruri ca să continui. Și în momentul ăsta, de asta este bine cumva să-ți diversifici zonele de informație. Dacă ai nevoie de motivație, ok, ia-ți motivație, dar asigură-te că ai și partea de informație. Deci, subiectul de bază este, fă-ți un plan. Nu contează cât de bun, cât de rău, cât de la început este și cioplit este, fă-ți un plan, este planul tău, analizează-l, uită-te la el. Mai vezi un video, mai citești o carte, mai întoarce-te la plan și uită-te la el. Ce părere ai despre el de data asta? Lasă-l acolo, mai completează. Mai vezi un video, mai citești o carte, întoarce-te la plan și vezi. Și așa, ușor, ușor vei prinde experiență. Lucrurile astea nu vin. Gândiți-vă că este o meserie complet nouă. Antreprenoriatul și exact să faci business, propriu zis, este ca o meserie. Adică exact cum ai învăța inginerie. Nu înveți într-o zi, nu înveți într-o săptămână, nu înveți de pe TikTok. Adică dacă înveți să repari mașini de pe TikTok, este o problemă. Exact cum dacă înveți să faci afaceri de pe TikTok, iar este o problemă. Pentru că fiecare este un domeniu care este destul de complex. Și dacă vrei să-l înveți bine, trebuie să studiezi. Și ca să studiezi, trebuie efectiv să-ți faci un plan și exact ce trebuie să studiezi. Și cam asta a fost pentru videoul acesta. Voi începe, chiar astăzi m-am ocupat acum pe seară de o listă de videouri pentru acest canal și pentru canalul de fitness, pentru că, după cum v-am zis, abia astăzi am început să respir. Am avut 9 zile în care am lucrat sâmbătă, duminică, nu a avut importanță, câte 12-13 ore pe zi, doar pentru a ajunge la zi. Cu toate că am întârziat cu multe lucruri, dar cât să facem față și vom continua tot cu programul acesta, cât să măcar reușim să facem ce ne-am propus. Peste mai vedem, dar deocamdată ce ne-am propus pentru luna asta și încă nu am deschis cabinetul și sincer nici nu suntem chiar aproape. Adică mai avem câteva lucruri destul de serioase de terminat, dar vă voi ține la curent, pentru că nu vreau să vă plictisesc într-un singur video. Așa că sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles, nu uitați de like, nu uitați să aveți Instagram aici. Foarte frumos, cu lucruri interesante și bineînțeles că ne vom vedea la video următor. Pa!